Era un meci care înainte se numea jocul cu tranzistorul la ureche. Eu cred că în acest tip de joc formația care riscă este Steaua, pentru că Urziceniu are multe variante, încă multe variante pentru a-și atinge obiectivul și mai mult decât atât are și mingea. Corect. Dar pe de altă parte mă gândesc și la ce declarații au venit din tabăra Stelei în ultimul timp. Hai să vedem acest atac al lui Frunze, care reușește să treacă de Ogăraru. Frunze centrează cu piciorul stâng, venise la prima bară Rusescu pentru o deviere. Corner pentru Unirea Urziceni la capătul unei faze aplaudate. Dacă Unirea bate, Bucșaru face rost de bani și îmi plătește datoria. Este declarația făcută de Gigi Becali, apărută și în presă. Schimbare așadar la Steaua. Intră tânărul Onicaș, văzut de mulți ca noul Mirel Rădoi. Iese Ionescu, nu, a intrat Mustață cu numărul 32. Da, pe foaie este trecut numărul 32, Bogdan Mustață, dar pe spatele tricoului jucătorului Steli scrie Onicaș. Deviere acum către o zonă atacată de Florin Lovin. Iată-l pe Onicaș jucând undeva în mijlocul terenului alături de Big Falvin. Sunt trei mijlocași centrali în acest moment la Steaua. Pleșan în dreapta, Bănel Nicoliță în stânga și Lițu, unicul vârf acum, Apostol minge lungă către Varga. Nu poate controla balonul Varga, însă revine și îl recâștigă cu o pasă pentru Pădurețu. Apostol, Ricardo, Frunză este la marginea terenului, mingea ajunge la el, dar într-o poziție foarte incomodă. Nu este out, asistentul face semn ca jocul să continue. O recuperare reușită de Rusescu la o pasă neglijentă dată de Goian. Stopărul Stelei și-a pus mâna în cap. Însă se pare că faza n-are nicio urmare negativă pentru echipa sa. Mingea ar trebui scoasă în afara terenului pentru că același Rusescu se resimte. Să știi că am văzut o primă intervenție a lui Onicaș. Noi avem acum reluarea balonului câștigat de Rusescu. După această fază a fost prima intervenție a lui Onicaș, care într-adevăr amintește de agresivitatea pe care o avea Rădoi când juca la Steaua. Doi la doi în continuare în Giulești, în partida Rapid Poliaș, 0 la 0 la Brașov, în meciul FC Brașov FC Timișoara. Aceste rezultate, Brașovul nici în caz de victorie n-ar mai avea șanse să ajungă pe un loc de Europa League. Să știi că s-a lovit destul de tare Rusescu și chioapătă și nu mai poate urmări faza. Să vedem dacă va reuși să își revină. Goian, pasă scurtă. Big Falvi cere Ogăraru și primește. Îl ajută Pleșan. Dintr-o bucată a încercat să trimită Ogăraru. S-a apărat bine însă Apostol. Parcă se simte mai bine în mijlocul terenului Apostol, cât a jucat în bandă. A tras un pic de el, așa cum face și Rusescu în aceste momente, când este întrebat de pe margine dacă mai poate continua jocul. E dorință mare pe tânărul jucător al gazdelor să ducă acest meci până la capăt, un meci pe care și-a pus amprenta în mod evident și serios. A marcat acel gol de 1-1. Un gol care asigură punctul ce ar face-o pe Unirea Urziceni campioana României. Minutul 86, prieteni, 1-1 aici.
0-0 la Brașov, joc întrerupt pe stadionul Tineretului, pentru că Ricardo are nevoie de îngrijiri medicale. Unirea Urziceni a bătut Steaua o singură dată la ultima partidă disputată pe acest teren. A fost un 1-0 prin golul marcat în ultimul minut de Galamaz. A fost totodată și prima înfrângere a Stelei cu Hagi pe bancă. Antena 1 premiază fiecare gol marcat, trimite prin SMS la 1211 numele marcatorului, iar cel mai rapid câștigă o supercameră digitală foto-video. Se înregistrează scoruri absolut incredibile pentru o altă fază a campionatului. Dacă am fi avut aceste rezultate în mijlocul stadionului, probabil că multe s-ar fi întâmplat în clasament. CSE Otopen conduce cu 6-0 pe Farul Constanța, FC Argeș cu 4-1 pe Dinamo, la Brașov este 0-0, Gazul conduce cu 2-0 pe CFR Cluj, Gloria Buzău conduce cu 2-1 pe Gloria Bistrița, Pandurii Oțelul 1-0, Rapid Poliași 2-2 și la Craiova Vasluiul este în continuare la conducere 1-0. În acest moment Craiova a ieșit din sextetul pentru Europa, de asemenea și Rapidul. Bine, Rapidul nici nu era pe locul 7 înainte de această etapă. Ierarhia în acest moment este Unirea Urziceni locul 1, Dinamo locul 2, Poli Timișoara 3, CFR Cluj 4, Vaslui locul 5, Steaua locul 6. Din nou această încercare de posesie a Unirii Urziceni pentru ultimele minute ale acestei partide. Aproape la fiecare contact gazdele au câștigat secunde prețioase rămânând pe gazon. Acum Bordeanu întoarce balonul către Bruno Fernandes. Urziceniu face exact ceea ce trebuie să facă o echipă pentru a-și menține rezultatul de pe tabelă. Frunză. Contra de Ogăraru, aruncare de la margine pentru trupa lui Dan Petrescu, în imagine tehnicianul Unirii, care este primul stranier din istoria lui Chelsea, care are 200 de meciuri, care a înregistrat 200 de meciuri pentru trupa londoneză. Și atenție, moment important pentru acest campionat, pentru că deocamdată nu avem confirmare oficială. Dar se pare că la Brașov se pare că s-a înscris la Brașov. 1-0 pentru FC Brașov în meciul cu FC Timișoara. Cred că ăsta este motivul pentru care tribunele au izbucnit în Ural. Este a doua etapă consecutivă când Unirea Urziceni se bucură de un gol al Brașovului. Da, este a doua etapă consecutivă când Răzvan Lucescu îl ajută pe Dan Petrescu în mod direct, aș zice, mai întâi prin acea victorie din Ștefan cel Mare cu Dinamo, iar apoi, dacă lucrurile se confirmă, prin acest gol marcat în final de meci cu Poli Timișoara. Suntem în ultimul minut al acestei partide, minut în care Dan Petrescu apelează și la ultima modificare. Tinu Todoran este la marginea terenului și Dacian Varga, evident omul aflat la cea mai mare distanță de banca de rezerve, este cel schimbat. Dă mâna cu arbitrul, îl mai are pe traseu pe Pleșan și într-adevăr este 1-0 la Brașov, 1-0 la Brașov în meciul cu Poli Timișoara. Încă o dovadă de caracter pe care ne-o prezintă Răzvan Lucescu. În acest moment, Unirea Urziceni este campion. Atenție, Brașovul are 55 de puncte. Însă nu poate depăși Steaua. Ar avea nevoie ca Unirea să bată aici pe Steaua. Ar avea nevoie ca
ca Dan Petrescu să întoarcă serviciul lui Răzvan. Dar nu numai atât, ci și de victoria Universității Craiova în fața Vaslui-ului. Numai că la Craiova scorul este de 1-0 în favoarea Vaslui. Vom avea 3 minute de prelungire. 3 minute în care probabil că pe acest stadion se va cânta în continuu campionii pentru acest probabil miracol care se întâmplă în fotbal românesc. Este, în opinia mea, mai degrabă un eveniment care nu trebuie privit ca o minune, ci ca o faptă de profesionalism. Ca orice lucru complicat, această performanță a Unirii Urzicene a fost făcută dintr-o sumedenie de lucruri simple, așa cum pare a fi și acest dribling al lui Frunză. Șutul lui Rusescu este blocat până la urmă de 8 steliști disperați care acum se aruncă în căutarea unui gol pentru a fi sigură de calificarea în Europa League. Steaua ar avea nevoie de o victorie. Altfel așteaptă cu sufletul la gură finalul meciului din Giulești, acolo unde Rapid și Polia sunt la egalitate 2-2. Minutul 92. 1-1, Unirea Urziceni, Steaua București. Steaua atacă cu Big Falvi către Lovin, minge de angajament spre Lițu, respinge Bruno Fernandez. Stadionul întreg cântă, pregătindu-se pentru sărbătoarea extraordinară care va urma. Meme Stoica plânge, Dan Petrescu lângă el, parcă mai stăpân pe emoții. Dar ce poate fi în sufletul acestor doi conducători tineri care au dus atât de departe această echipă, care acum 2 ani abia supraviețuia, termina pe locul 10, anul trecut sau ediția precedentă au terminat pe locul 5, iar acum câștigă campionatul. Este o lecție pentru întreg fotbalul românesc, pentru modul în care trebuie făcută investiția cu încredere și cu competență. Fluier final la Urziceni, punctul de care avea nevoie echipa lui Dan Petrescu, a venit. Unirea Urziceni este noua campioană a României. Minunea secolului a fost înfăptuită. Este un miracol această ascensiune fantastică a unei echipe care reprezintă cei 17.000 de locuitori ai Urziceniului. Unirea va reprezenta România în Liga Campionilor în sezonul următor. Un proiect managerial de care trebuie să ținem cont de acum înainte, pentru că este un proiect de succes, acela în care patronul investește bani, dar nu se bagă la echipă, antrenorul își alege jucătorii și îi pregătește așa cum crede de cuvință, iar managerul se ocupă ca nimic să nu-l tulbure pe antrenor. Aceasta este până la urmă ecuația fericirii în campionatul României. Și iată echipa minune sărbătorind cucerirea titlului. Campionatul României, ediția cu numărul 91, este câștigat de Unirea Urziceni. Este păcat să umplem aceste imagini cu comentariile noastre. Este într-adevăr un moment unic. Unirea Urziceni sună incredibil, este campioana României. Unirea Urziceni devine a treia formație românească care va participa în grupele Ligii Campionilor, după Steaua și CFR Cluj. Dacă rămâneți alături de noi la ediția specială a GSP TV, veți putea afla fără îndoială și configurația finală a clasamentului după această ultimă etapă. Vă știți care sunt echipele care ne duc în cupele europene, care sunt echipele retrogradate. Deocamdată ne luăm la revedere. Andrei Vochin și Emil Grădinescu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi. Numai bine!